iubire. Societatea Literar-Artistică Tibiscus, Parohia Bisericii Ortodoxe Române, Școala Generală Sfântul Gheorghe, toate din Uzdin, a organizat sâmbătă, 24 martie, cea de-a 19-a ediție a concursului de recitatori numit cum altfel decât Buna Vestire. În deschiderea concursului, tinerele recitatoare Melisa Ionașcu, Matea Cristiana Iacșa și Magdalena Lăspăriosu au prilejuit un medalion de poezie a română. Vasile Barbu, președintele Societății Literar-Artistice Tibiscus, a salutat oaspeții sosiți din România și Serbia, iar Anișoara Țăran, coordonatoarea Departamentului pentru Învățământ al Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia, a fost cea care a inaugurat ediția 19 a concursului Buna Vestire. Suntem astăzi la Uzdin, la Festivalul Internațional de Recitatori, în preajma sărbătorii Buna Vestire. Astăzi, prin poezie, îi mulțumim lui Dumnezeu că a făcut să ne naștem și să aparținem poporului român, că ne-a dat o limbă română pe care, nici în ciuda faptului că nu trăim în țara mamă, o păstrăm și nu o lăsăm să piară. Poate ea fi influențată de alte limbi, culturi sau tehnologii noi, dar noi reușim să o ducem mai departe și în forma ei normată, dar și în grai. Este adevărat că suntem numeric tot mai puțin, dar avem voință, organizăm festivalul, rezistăm încercărilor și depunem efort să ne menținem pe aceste meleaguri, să nu ne pierdem obiceiurile, tradiția, identitatea de neam și limbă strămoșească. Consiliul Național Român sprijină, dar vă îndeamnă pe toți, mai ales roagă școlile să se includă și să păstreze acest festival. Oaspetele de seamă al Uzdinului, în ziua de 24 martie, a fost excelența sa, Gheorghe Dinu, consulul general al Consulatului României la Vârșeț, care a promis comunității că legătura de suflet și de bună vestire va fi, cum e și firesc, una trainică. Sunt pentru prima dată în Uzdin, deși sunt de 7 luni la post, și de asemenea pentru prima dată la acest minunat concurs. Ce vă să vă spun, sunt emoționat. Aici, în afară de faptul că etnicii români și-au reușit să-ți păstreze de-a lungul timpului limba, religia, obiceiurile, tradițiile, acum au trecut, sau de 19 ediții, sunt la un nivel superior al limbii române, acela al recitării de poezii, care reprezintă mai mult decât limba vorbită. Și ceea ce este mai important, că acest lucru îl fac inclusiv copiii de la grădiniță până la tinerii de clasa a 8-a, care deja sunt tineri. Sunt deosebit de încântat să particip aici, am asistat la recitări, mi-am adus aminte de vremurile din copilărie, unde făceam și noi, dar numai cu ocazia sărbărilor anuale, așa ceva, însă aici văd că este deja cu totul deosebit. Eu, dacă ar fi după mine, nu i-aș spune concurs, i-a spune festival, pentru că toți copiii merită premiați. E adevărat că trebuie date și premii pentru stimulare, însă, în opinia mea, acesta ar trebui transformat într-un festival și un concurs. Oricum, este un lucru extraordinar și felicit în primul rând pe copii care au învățat să recite așa de bine, pe dascălii sau părinților care au învățat aceste minunate poezii și, în ultimul rând, pe organizatori care cu atât entuziasm și dăruire fac atâtea eforturi ca să păstreze limba română la un nivel foarte înalt. Concursul Buna Vestire a avut 6 secțiuni și 2 jurii, dat fiind numărul impresionant de copii și tineri dorniți să recite din marile nume ale poeziei clasice românești, dar și poezie religioasă sau în grai bănățean. Ediția 19 a concursului de recitatori Buna Vestire a întrunit 68 de recitatori din ambele părți ale Banatului, de la noi și din România. Din păcate, nu toți care și-au anunțat participarea au fost prezenți la acest eveniment de înaltă încărcătură românească, un eveniment care păstrează vie identitatea noastră națională, care promovează poezia românească. Cei care au venit au fost foarte buni recitatori, au recitat bine, premiile au ajuns în mâinile celor care le-au meritat,
Mulțumesc încă o dată și juriului, tuturor care s-au ostenit a se deplasa în aceste timpuri neprielnice, dar iată că au venit cu un singur gând ca să proslăvească cultura și identitatea noastră națională. După ore serioase de recitat și jurizat, câștigătorii concursului Buna Vestire și-au adjudecat fericiți premiile, printre ei fiind și Anelia Băbuț, încurunată cu Grand Prix-ul concursului Buna Vestirea, ediția 19-a.